Frații. Au fost odată doi frați, o fată și un băiat, care erau orfani. Mama lor murise când i-a dusese pe lume, iar tatăl lor, de supărare și griji că nu se poate descurca singur cu doi copii mici, se stinsese și el. Culiba pe care o avea în pădure se degradase și ea, deoarece acoperișul se stricase și, când ploua, apa pătrundea înăuntru, se mai putea locui în ea. Copiii s-au hotărât să plece în lume să-și caute norocul. Au tot mers, ei ce au mers, până când băiatul spuse: "Mi-e foarte sete, hai să căutăm un izvor." Dar pe când s-a plecat băiatul să bea din apa izvorului, sora lui auzi un glas: "Cine bea din apa mea se va transforma în căprioară." Aceasta era vocea vrăjitoare. Fata degeaba încerca să-l oprească pe fratele ei să bea din apa de izvor, așa că acesta se transformă în căprioară. Plânse fata, plânse cât plânse, dar după un timp își dădu centura jos și o legă de grumazul căprioarei și așa se porniră mai departe. Au găsit în pădure o căsuță de lemn în care au trăit feriți de toate pericolele. Se întâmplă odată ca împăratul să iasă la vânătoare și să vadă căprioara pe care o luă în urmărire cu ceilalți vânători ai lui. Căprioara se ascunse în casă, iar împăratul se luă după ea și văzu cum căprioara speriată era mângâiată de o fată tânără și zveltă. Era așa de frumoasă și gingașă că împăratul se îndrăgosti de ea pe loc și o ceru de soție. Fata izbucni în lacrimi de bucurie, iar lacrimile ei căzură pe căprioară, iar aceasta se transformă din nou în fratele ei. Binele învinsese răul și toți au putut trăi fericiți.